Ce facem noi aici pe Zoom, mi se pare că devine o școală. Că e îndrăznesc și mai tineri și mai bătrâni să își exprime părerile, să-și aducă contribuțiile pentru slava lui Iisus. Și văd că din zi în zi, mi se pare mie, merg tot mai frumoase predicile și cântările și prezența noastră aici, am încredere că înveselește pe Dumnezeu. Mărească-se Domnul Iisus! Dar tocmai de aceea, astăzi, deschizând Sfânta Carte, am deschis la Romani, capitolul 12. Și vreau să citesc chiar și cuvântul scris de la Duhul Sfânt prin slujitorul său, Pavel. Predarea în slujba lui Dumnezeu. Și auziți ce zice. Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. E primul gând din capitolul acesta. Pavel vrea să ne învețe multe. Și a suflat din plămâni pe gura lui aer în noi? Nici de cum. Dumnezeu a suflat suflare de viață, adică El e dătătorul vieții, El însăși e viața și a suflat în noi viață. Viața ar fi și este, fără moarte. Atâta timp cât Adam n-a păcătuit, el a fost un suflet viu. Dar în ziua când vei mânca, vei muri negreșit. Iată dar, de aici încolo avem a face cu suflet mort. Până aici avem a face cu un suflet viu. De aici încolo avem a face cu un suflet mort. Și sufletul ăsta mort locuiește în trupul ăsta care mănâncă, care bea, care se odihnește, care se obosește, care vorbește, care aude, care vede, care lucrează. Dar sufletul e mort. De aceea apostolul Pavel mai striga, sau Petru, scoală-te tu care dormi, trezește-te, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Prin urmare, toți oamenii sunt morți, morți în păcat. Morți fără Dumnezeu, morți fără ideal ceresc.
Dar în momentul când Sfântul Cuvânt atinge gândirea și inima unui om, el se trezește ca din morți, la o altă viață. Și aceasta se numește o viață nouă în Hristos, glorie Domnului. Viața asta nouă în Hristos ne îndeamnă pe noi a căuta pe Dumnezeu, pe care l-am pierdut de altfel. Viața asta nouă ne face pe noi cu lacrimi să așteptăm ziua botezului nostru în apă, să încheiem legământ cu Dumnezeu Preasfântul. Viața asta care începe în noi de acum să mugurească, să facă floare de viață, ne îndeamnă pe noi să stăruim după Duhul Sfânt și să ne depărtăm de toate relele. Dar asta e viața sufletului trezit. Trupul nu-i trezit. Trupul vrea moartea. Trupul vrea păcatul. Trupul vrea împlinirea poftelor cărnii. Și atunci, Apostolul Pavel aici ne face o primă îndemnare. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu s-a îndurat și te-a mișcat cu mâna lui puternică, trezește-te! Pentru îndurarea asta mare a lui Dumnezeu acum, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Dacă sufletul a început să învieze, trebuie să ne luptăm acum să aducem și trupul la viață. Ce înseamnă asta? Să-l scoatem din patimile lui, să-l scoatem din năravele lui, să-l scoatem din obiceiele lui cu care s-o învechit în el atâtea și atâtea. Și acum să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, nu ca o mortăciune. Și jertfa asta vie să fie sfântă, să fie plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. În ediția de Iași, în locul ăsta scria: aceasta va fi din partea voastră o cuminte slujbă duhovnicească. Adică se va arăta înțelepciunea, se va arăta mintea vie și trupurile vor fi atunci o cuminte slujbă duhovnicească. Pentru că vom sluji nu numai cu Duhul, nu numai cu sufletul lui Dumnezeu, ci vom sluji și cu trupul lui Dumnezeu. Și astfel vom fi vii în tot. Mărească-se în numele Domnului. Dar pentru aceasta trebuie o slujbă și o cuminte slujbă duhovnicească.
slujba asta cu minte, slujba asta duhovnicească, deci trebuie să fie întreită. Și ea, vedeți cum zice aici, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Are trei dimensiuni. Întâi viu, apoi sfânt și apoi plăcut lui Dumnezeu. Viu însemnează să nu-ți mai aparție lucrurile moarte, că sângele lui Iisus a stropit cujetile noastre și astfel le-a curățit de un gând rău. Vorbea fratele Marius din Psalmul 139, că Dumnezeu cunoaște cuvintele noastre, hotărârile noastre, până nu le rostim. De unde le cunoaște? Le cunoaște de la rădăcină. De când în muguresc? Păi, de exemplu, cartoful, tu nu-l vezi când se face în pământ, dar vezi că afară, pe tulpina lui verde, face floare. Ei, atunci imediat știi, în pământ se dezvoltă cartoful. Păi tot așa, faptele noastre se dezvoltă în urma florii, în urma gândirii. Și Dumnezeu cunoaște gândul. Gândul se fabrică în minte și dacă mintea e curățită de un cuget rău, atunci tot ce gândește îi în folosul Evangheliei și a vieții tale noi în Hristos. Dacă gândul tău nu-i deplin curățit, atunci el din când în când te încearcă și numai vezi că ți apare câte un lucru de care altdată ți-o fost scârbă. Și acum așa vine de stăruitor să-l faci. În ultima vreme, foarte multe persoane, de exemplu, apelează la rugăciune că nu se pot lăsa de țigară. Dar de unde vine asta? Păi asta vine din gând. Asta vine din gând. Dacă la gând îi dai de lucru și îți imaginezi pachetul cu țigări și îți imaginezi cum ar fi cu țigara în gură, dacă la gând îi dai de lucru și te uiți cum fumează altul și atunci gândul tău se umple de o mândrie drăcească, apoi tu vrei să te arăți că ești și tu ceva. Că doar de ce fumează tinerii, de exemplu? Ca să se arate mari, să se arate mai maturi. Și ei nu știe că îi cuprinde un demon de care cu greu se pot despărți când s-ar trezi că nu-i bine. Dar mulți nu se trezesc până nu le umple plămânii
un cancer pulmonar tabacos. Hopa! Nu mai pot, mă doare, mă înțapă, nu pot când răsuflu, mere la medic, măi, băiete-i, bai, mă. Dar ce? În plămânul tău e numai mosoare, mă. Tu ai cancer tabacos. Mă, imediat nu mai fumează nicio țigară. No, cum e asta, mă? Acum când te sperie moartea, acum pot să nu fumez. Și câtă vreme viața te îndemna la viață, câtă vreme viața te îndemna la viață sfântă, câtă vreme îți bătea în gând și în inimă Duhul Domnului, desparte-te de patima asta. Tu te sprijineai pe minciuna satanică. Nu pot, nu pot. Astăzi cineva mă sună. Nu pot să mă las. Mă, cheabure, mă. Tu înseamnă că ai bani mulți, mă. Nu, te râzi de mine. Ba, nu mă râd, mă. Eu n-am numai o pensie, dar eu chivernisesc, mă. Eu nu iau pâine și apoi să o arunc. Eu nu arunc nimic. Eu o mâncare care nu o mâncaz. O pui la frigider, o mânc mâine și poi mâine, dar nu arunc, o mânc. Dar tu ai bani, mă. Tu de câte ori treci pe lângă o prăvălie unde țigări, tu te uiți în vitrină care pachet să-l iau și te duci și dai banii. Dar eu nu pot face așa. Mie-mi trebuie banii ca să ajut pe săraci cu banii. Cât nu consum eu, să ajut pe cel ce nu are bani, pe cel cu mulți copii, pe cel cu casa în necaz, pe cel ce nu are ce mânca. Că atâtea persoane sunt încă care n-au ce mânca. Și după cum se vede treaba, tot mai multe familii vor ajunge în situația asta. Tot mai multe familii, fiindcă banul se va restrânge. Mai avem un pas. Și dacă Banca Internațională dă faliment, tu cu milioane de euro vei duce lipsă. Vei duce lipsă. Și cel care nu are nimic va duce mai mare lipsă. Și lipsurile vor conduce la revolte și revoltele vor conduce apoi la scandaluri mari, până la război, foamete. Și atunci când oamenii sunt fometați, atunci ciumile ca COVID-ul ăsta va avea mare putere. Că oamenii, ne spune Apocalipsa, a treia parte din oameni vor muri. Și nu vor muri numai oamenii, vor muri copaci în pădure a treia parte. Și toate se vor diminua. Căpășim spre un sfârșit a tuturor lucrurilor. Glorie Domnului! Dar în schimb, Petru, în a doua cu trei, capitolul 3 acolo, ce fel de oameni trebuie să fiți voi, așteptând și grăbind venirea zilei? Pă ce fel de oameni trebuie să fiți? Trebuie să fiți niște oameni vii. Trebuie să fiți oameni cu suflet viu. Trebuie să fiți oameni cu trup viu. Trebuie să fiți oameni gata. Nu numai averea, nu numai banii, nu numai haina,
ci chiar trupurile voastre să le jertfim pentru Hristos. Mărească să numele Domnului. Ce fel de oameni trebuie să fiți, grăbind și așteptând. Când te grăbești, alergi. Când aștepți, stai. Astea două pare că nu le-ai putea uni, dar Duhul Sfânt le-a pus pe amândouă într-un loc, grăbind și așteptând. Cum să grăbim venirea Domnului? Venirea Domnului trebuie să o grăbim cu îndemnul apostolului Pavel. Vă îndemn, dar înainte de toate, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, cu minte slujbă duhovnicească. Toată lumea să vadă că tu ești pocăitul. În felul acesta, noi grăbim venirea, că alții, văzând exemple de curăție, de sfințire, de umblare frumoasă în Hristos, vin și ei la Hristos. Și mai degrabă să împlinește numărul dintre neamuri. Asta trebuie să o grăbim, așteptând. Însemnează că toți cei ce așteaptă venirea lui Iisus să curățesc pe cum și El a fost curat. Ca la venirea Lui să ne găsească curați, sfinți, vii pentru Dumnezeu. Mărească-se numele Domnului Iisus. O cu minte slujbă duhovnicească o vei face când tot ce ești ai închinat lui Dumnezeu. Când trupul, duhul și sufletul le organizezi în planul slăvit a jertfei Mântuitorului, în vederea răscumpărării de pline. Și apoi, ca să puteți rezista la viață sfântă, la viață plăcută, să puteți să aduceți trupurile ca o jertfă vie, ne îndeamnă versetul 2. Ce trebuie să facem? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Ca să putem face aceasta, deci, trebuie să avem în vedere în ce mă potrivesc eu cu lumea. Nu vedeți câtă potrivire de la tineri până la bătrâni. Într-o zi vine un băiat tuns pe aici, pe după urechi, așa, și în spate, dar părul din față, mare, mă, cât o căpiță. Și așa-i cădea odată într-o parte, odată într-alta. Măi, băiete, mă, hai să ne înțelegem ceva, mă. Acum, ai văzut vreun chip a apostolilor sau a căruia dintre sfinți, tunși așa ca tine, mă? Ai, nu. Dar ai văzut pe frați în adunare? Păi nu. Dar pe cine ai văzut așa? Nu. Prietenii mei.
Mă, dar prietenii tăi îți din lume? Păi, ia. Adică tu te potrivești lumii, mă, nu? Bă, eu când am fost tânăr, apoi grijeam turmă de oi, câte de 300 și peste 300. Și vara, când dădea căldurile, tundem oile. Dar aici, pe cap, nu tundem lână aia, nici nu crește mare pe cap, dar aia nu o tundem, mă. Ca nu cumva pălită tot timpul de soare să facă verme, zicea Căreț. Și numai vedeai că oaia nu mai vine după turmă, oaia se uită în toate laturile, oaia nebune. Și atunci luam briceagul, ascuțam vârful bine și căutam unde a mâncat osul vermele ăla. Și era moale. Atunci crepam un pic acolo și odată scoteam vermele de acolo afară. Verme mare, uite așa. Dar păi și tu ai nădejde că dacă nu-ți lași așa, faci verme. Ori tu ai făcut verme de-ai lăsat așa. Băi, fii ca sfinți, mă, nu ca lumea. Nu vă potriviți, mă, chipului, veacului acestuia. Apoi, fetele, domnișoarele, una după alta, care de care să aibă tocul cât mai mare la pantof. Dar de unde l-a luat ăla? Pă tot de la lume, fără să știe ce pagubă face ăla. Că dacă umbli în tinerețe cu tocuri înalte, cât mai înalte, când te căsătorești, și Domnul îți dă copil, tu nu mai poți naște normal, că oasele tale s-au făcut invers și se strâmtează și nu mai are pe unde ieși fătul afară. Trebuie să-ți facă cezariană și ai să suferi. Păi pe vremuri cine auză de cezariană? Lucruri rare, rare de tot. Dar acum parcă e la ordinul zilei. Merg la spital, gata, o născut cu cezariană. Că nu o fă o chip altfel. Pentru că dacă te uiți în dulap, 7-8 pereți, tot cu tocuri înalte la ele. Măi, nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Vine o altă soră, așa frumoasă sprâncene era, dar eu mângâi așa pe cap și dau cu degetul aici să văd ce-i asta. Mă, n-avea păr, mă, era făcut cu creionul sprâncenele. Hai de mine, Doamne, pe asta de unde ai luat-o, mă? Pe tot din lume, pe nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Măi, nu-ți place cum te-a făcut Dumnezeu, mă? Doamne ferește! Am văzut persoană datorită unei boli a feții s-o schimonosit de n-o mai putut cu niciun leac și cu nicio alifie să mai îmblânzească tenul feță. Gândeai că l-ai tăiat din topor. Și peste toate am văzut femei apoi la care i-a crescut păr pe față, gândeai că e pisică. Nu-ți place cum te-a făcut Dumnezeu frumoasă, frumos? Mă, slăviți pe Dumnezeu în trupurile și în duhurile voastre și aduceți-le înaintea Domnului ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Nu schimonosiți chipul care vi l-a dat Dumnezeu. Glorie Domnului! Avem aici o soră și s-a dus în America la ceva rudă. Și ruda aia ei
i-a pus o soluție într-un lidian să se spele pe cap. Dar asta când s-a apropiat, i se părea că apa nu-i chiar apă cum trebuie. Mă, ce-ai băgat în apa asta? Spală-te tu numai acolo, tu, odată să vezi ce păr frumos ai. Ea era tânără, dar era albă, mai albă ca mamă sa cu mult. Mereu de braț odată ieșea de la noi de adunare de aici și iar o altă soră venită de până America se cunoștea de mult cu ea, dar pe bărbat nu l-au văzut. Vede că mere cu ea de mână, așa de braț, dar se apropie pace, pace. După aceea, frate, e mama dumitale? Asta da, e mamica mea, ea mă îngrijește, cu ea m-am cununat. Aia de rușine o luat-o la fugă. Dar vedeți, ea nu a vrut să-și schimbe părul. Dacă așa-l face Dumnezeu, lasă-l așa. De ce să-l faci tu altfel? Perii albi, zice Biblia, e o cinste, o podoabă a bătrânețe. Dar dacă te face de tânăr să-l ai alb, slavă Domnului! Eu am acum 81 de ani, dar încă nu-i chiar alb-alb. E așa între ele, mai suriu. Dar slavă Domnului de cum îl face el. O, Doamne, măi să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, că chipul veacului te desparte de chipul lui Hristos. Noi trebuie să purtăm chipul lui Hristos. Păi dacă purtăm chipul veacului, să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțuri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecărui. Noi, de multe ori, nu ținem cont de credința și de măsura de credință care ne-a dat-o Dumnezeu, ci noi ținem cont de împrejurări, de vecini, de rude, de birou în care suntem și așa, și căutăm să placem celor care se uită la noi. Dar, Doamne, frumos ești când ești original. Aia e tare frumos. Avem aici pe sora Elena Gorcea. E cumnată la Gabi cu Speranța. Și e șefă mare peste mulți ingineri. Și îi folosită de multe ori să facă conferințe prin America și cine știe pe unde, unde se adună inginerii de la toate planturile care țin de fabrica unde e ei. Și e împuternicită să meargă și să dezvolte acolo ideile noi în tehnologia lucrului sau materialului sau ce au ei de-a face. Apoi, mereu în pantaloni, mereu în capul gol, coafată, sprițată și așa. La un moment dat am început să colaborăm amândoi pe email.
De unde? E cu școală multă, eu îi mai trimiteam câte ceva să vadă dacă îi bine, să corecteze. Atunci i-a început și ea să scrie câte ceva biblic, așa, și apoi îmi trimitea mie să văd că îi bine cum o scris, așa. Mă miram de ideile care îi le da Dumnezeu. Dar într-o zi îmi scrie, frate Hozan, acum ați la mare strâmtorare. Dar de ce? Trebuie să mă duc la Florida și acolo, de la toate planturile, și din Canada, și din America, și din Mexic, vin toți inginerii și sunt multe femei. Și eu trebuie să ții acolo o conferință de o săptămână, în fiecare zi. Dar am tot studiat capitolul 11 din 1 Corinteni. Și apoi am alergat după toate versetele în Biblie, cum. Și am ajuns la convingerea că nu mai trebuie să port fustă oriunde aș fi. Și nu-i mai voie să umblu în capul gol oriunde aș fi. Dar ce mă fac acum? Că mă duc acolo la zeci de inginere și ingineri. Și cum mă duc acum? Că de câte ori m-am dus, m-am dus în felul ăsta, ca lumea. Și acum ce să mă știu face? Fata mea, du-te cum te-o învăța Scriptura, cum te-o învăța Duhul Sfânt, așa du-te acum. Nu zic eu, fă așa, nu, cum te-o învățat în mintea ta, Domnul, așa să mergi. Frate Hozan, să știi că așa mă duc. S-o dus așa. Când a venit, a doua zi îmi dă telefon să vezi ce am pățit. Toate colegiile mele de acolo, inginere și șef inginere și din alea, toate mă întreba ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Păi ce să se întâmple? Uite, eu am citit în Biblie și am văzut că nu-i bine să umblu așa și așa. A, Biblia! Chipul aia e o carte demodată, veche. Da, dar uite-te că asta mi-a bătut în inimă și în gând, în duhul meu și eu nu vreau să mai calc peste asta. Mai n-au mai insistat. Dar când a fost la masă, s-a organizat alea care se înțelegeau între ele bine. Și e a rămas cam singură la un colț de masă. N-a zis nimic. Curajoasă s-a dus înainte. În ziua ultimă, când a terminat, directorul care a organizat acolo conferința asta lor, o cheamă, doamna Elena, veniți lângă mine, el era un om mare, asta mică de statură, o ia așa sub mână. Dragii mei, știți de ce am chemat aici? De ce? Ca să vedeți toți cum arată o femeie adevărată. Uite, așa e o femeie adevărată. Bă, eu crescut inima la Elena noastră. Glorie Domnului! Aia era femeia adevărată. Dar ăla nu era pocăit, poate nici nu era credincios. Dar au văzut că așa e o femeie adevărată. Dragii mei, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Cât se poate în nimic. Trăiți așa încât Dumnezeu să fie proslăvit prin felul cum trăim noi, că eu îl iubesc pe Iisus. Eu putem să ajung în alte stări,
am fost luat odată mai sub braț la ministrul construcțiilor pe țară, Bordenache. Dar m-am ferit de locurile astea, că astea-s primejdioase. Nu poți sluji pe Dumnezeu în ranguri înalte. Acolo trebuie la un moment dat să te întovărășești cu alții. Sau vin și au venit prin țară, din America, frați, zis așa, să organizeze conferință și să învețe pe amărâță de români cum să facă business. N-ați întâlnit din ea. Îi organiza și învăța cum să facă business. Măi, oameni buni, business, tu ca pocăit, n-ai să poți face. Fiindcă legile sunt făcute de ei cu bani mulți. Și legile sunt făcute în așa fel ca cel care începe ceva să fie boicotat și dacă progresează, ăștia îl vizează, îi dă pace, după 2-3 ani îl bagă la pușcărie, că nu poți să crești pe cale cinstită. Tu trebuie să înșeli statul, tu trebuie să nu arăți tot ce faci, tu trebuie să faci fără forme ce faci, și câte alte lucruri, altfel nu-ți mere bișnițul. Vedeți? Dar ei erau frați. Apoi cu unul din el odată, printr-un translator. Dragul meu, ai putea să-mi spui, dacă în bișniț, tot ce vinzi, scrii exact cu cât ai vândut. Tot ce cumperi, scrie exact cu cât ai cumpărat. Când e la anul, tu declari tot la incotax și ăia îți e jumătate din bănuță care ai câștigat. Poți să progresezi așa cu bișnițul? La întrebarea asta nu pot să-ți răspund. Dar atunci ce înveți pe frați, măi, să mintă? Îi înveți șmecherii? Mai nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Nu vedeți unul de pe la Bistrița, de nu știu unde, când s-a înfundat în toate, nu știe nimeni. El a omorât copilul lui în mașină și apoi pe el sau alții l-a omorât. Dar l-a omorât și pe el și pe copil. Sau atâția cât au ajuns în pușcării. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Noi trebuie să avem în vedere spusa paulinică. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci în tot ce faci să fie plăcut lui Dumnezeu. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Ați auzit? Voia lui Dumnezeu nu poți deosebi oricum. Voia lui Dumnezeu e cam ascunsă. Voia lui Dumnezeu nu e așa, gata, am învățat, știu. Voia lui Dumnezeu e o practică zilnică în sfințenie și în rugăciune și în apropiere de Dumnezeu. Nu merge așa, oricum. Am văzut oameni puși în posturi înalte,
și când au cunoscut pe Dumnezeu, totul a părăsit. Că au văzut că acolo nu pot împlini și nu pot face deosebire între voia lui Dumnezeu și voia lumii. Așa, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecărui dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât să cuvine, ci să aibă simțuri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. De aceea, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorocii să-l întrebuințeze după măsura credinței lui, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu mână largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie, mărit să fie Domnul. Ce frumos ni le împarte Sfântul Apostol Pavel și slujbele duhovnicești, cum fiecare, cu un alt cuvânt, ce spune la altul să facă el întâi. Asta e o lege biblică și sfântă. Și așa de frumos, dragii mei, cuvântul ăsta de azi, bine că poate n-a plăcut la toți acum, sau poate n-a plăcut la toate, dar ce să facem, măi frați, că nu eu le-am scris aici. Aici le-a scris Duhul Sfânt. Toată Scriptura e însuflată de Duhul Sfânt ca să, ce să facă? Să mustre, să învețe, să îndemne și să dea înțelepciune. Păi dacă e cuprinsă și mustrarea între astea, păi eu nu mă pot feri să nu spun tot ce trebuie spus. Glorie Domnului! Dar să avem grijă de noi înșine, fiecare, să avem grijă de noi înșine, cum ne purtăm, cum umblăm, că dacă nu, apoi bai. Un frate avea 2-3 feciori, nu știu chiar, 3 parcă, dar la el era ca o lozincă. Lasă-i, doar îți mari, știe ei ce au de făcut. Măi, învață-mă, ui așa, așa, așa. Ce, bă, ei nu știe ce trebuie, știe ei. Măi, dar într-o zi în biserică, vine unul din ei cu capul îmbrobodit cu un batic femeiesc și n-o dat aici la spate și se urcă la cor. Vai de mine, Doamne, bine că nu era biserică, era probe de cor. Când l-am văzut, am făcut să-mi dă-te jos, mă, de acolo, mă. Dă-te jos, mă, și du-te în treaba ta, mă. Bă, dacă nu-ți place cu biserica, poți du-te la ăia, mă, la dehămață ăia. Du-te cu ei, după ce vii aici. Ce vrei să aduci modă? Mâine poi mâine să fie și alții ca tine? Du-te, mă, în treaba ta de aici, mă.
decât să vii așa, mai bine să nu intri niciodată pe ușa bisericii, mă. Mie nu-mi pare rău să-ți spun să nu vii. Tatăsu, dar nu trebuia să zici, trebuie să-i lași oricum numai să vie. Dar păi mă, ce facem aici? Casa Domnului sau casa modei? Ce ies aici? Nu se poate. Păstorul îi portarul la staul, mă. El trebuie să vadă cine iese, cine intră, cum iese, cum se comportă. Cândva, mai de mult, un frate avea obicei să comenteze în biserică, dar el stătea pe penultima bancă. Și am avut un musafir, a vorbit frumos omul, dar probabil că nu, la orice cuvânt cineva poate să mai adauge ceva. Îi dă prin minte. Ăsta știa Biblia bine, dar în partea lui. Comentează de două, trei ori de acolo, de pe penultima bancă. Mă uit odată așa țântă la el, tace. Termină fratele ăla și mă scol să fac încheierea. Conducem eu programul ziua aia. Când vorbesc din cuvânt, el mă comentează, eu cam surd, mă. Dar aud din fundul adunării, aud la amvon. Mă uit la el odată. Continu, m-am oprit un pic, continuu. El iară comentează. Îl stric pe nume, scoală-te în picioare. Să scoală în picioare. Te rog, dacă ai ceva de spus, hai aici, uite, eu mă dau la o parte și vorbește de aici, de la amvon, nu din spatele adunării. Eu nu-s de amvon. Atunci te rog frumos să nu-ți mai aud gura, să taci în adunare. Ai auzit? Bă, ce revoltă s-a făcut când s-a gătat adunarea. El vroia să vie să mă bată. Alții s-au băgat între ei așa. Dar s-au adunat câțiva oameni să mă judece, că am fost prea aspru. Măi, eu de fire, sălbatic, dar harul lui Dumnezeu m-a îmblânzit. Dar se vede câteodată firea asta, când își arată colțul, e urâtă, mă. Nu știu cum am arătat la chib, nu știu cum a fost. Cât o fost de greu cuvântul ăla, că alții au început să mă judece și m-au chemat la o discuție și ia că vine și el. Frate Hozan, n-ai făcut bine, nu așa, nu cu tare. Bine, mă. Uite ce lecția știu eu. Într-un conflict, totdeauna cel mai mare în grad trebuie să-și ceară iertare de la cel mai mic. Ca să se facă pace. Frate scump, eu recunosc că ți-am năcăjit inimioara și aș vrea să-mi cer iertare, poți să mă ierți. Da, frate, te iert. Bun, mă scol de la loc, mă duc și îl cuprind, îl sărut, dau mâna și mă duc la loc, dar nu mă pui pe scaun. Ăștia stătea toți. Frate scump, ne-am împăcat, m-a iertat și ei, da, ține cont de te mai prind că te mai scoli odată în adunare și vorbești din spate și deranjezi, atunci să vezi ce-ți fac eu, ca să știi că eu-s profesorul și matale ești elevul și aici, până eu vorbesc sau altul vorbește de la amvon, trebuie să taci. Ai înțeles? Și iar am zis-o aspru, ai înțeles. Mă, nimeni nu a mai zis nimic, tot câte unul s-a cărat. Dar am avut pace, mă. Păi, tu nu ești pus în fruntea unei biserici ca să joci păpuși de teatru. Nu merge așa, mă. Trebuie să fii în stare să înfrunți pe potrivnici. E lege biblică.
Trebuie să fii în stare să mustri când e de mustrat. Trebuie să fii în stare să corectezi cu blândeță ce e de corectat. Trebuie să fii în stare să plângi cu el care e în dureri și plânge. Trebuie să simți pulsul fiecăruia. Până nu-ți vorbește, tu trebuie să știi ce-i cu el. Asta e slujba de pastor, nu de păstor. Păstorul e cioban la oi sau la capre, sau, Doamne, la porci, la vite. Dar pastor însemnează din greacă vindecător de suflete. Și ăla e lucru mare. Toți păstorii să-i facă Dumnezeu pastori, vindecători de suflete. Să ne ajute Domnul la aceasta. Și apoi ca să vindeci, măi, dacă e o bubă, apoi nu poți vindeca dacă ungi coaja pe bubă. Trebuie să iei coaja jos și să curăți puroiul, să-l desinfectezi, apoi să ungi ca să se vindece. Măriți să fie Domnul! Doamne Iisuse, încă o dată vreau să citesc frumosul verset și să nu-l uitați. Pavel zice, vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o cuminte slujbă duhovnicească, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Doamne Iisuse, ajută-ne să fim duhovnicești și să aducem slujbe duhovnicești, ca toți frații care ne ascultă să fie duhovnicești. Care-s duhovnicești să se îmbrace și mai mult în duhovnicescul și dumnezeiescul chip, și care nu sunt încă duhovnicești să devină duhovnicești. Măriți să fie Domnul Iisus. Amin.